găsit la un nou video, bă băieți, acum la alergăm pe unul, unul drogat. Ce random a fost asta, mai speriat în... mea. Ok, trebuie să... să-l prindem neapărat. Stai că-l calcă mașina. Eu sunt prin nisipoasa. Și l-am prins pe ăsta care atunci când am vrut să-i facem testul de drog. No, iar s-a deschis căcat ăsta. Pe unde ești, bă? A? A murit? Sunt pe... ăsta cum se numește, pe... pe Nickelodeon era să zic, nu știu de ce. Sunt pe autostradă către Paleto. Ok, băieți, o să-l arestăm. Eu sunt în nisipoasa. Unde e nisipoasa? Sandy Shorts. O să... o să chemăm un echipaj să-l ia. Pentru că noi avem alte treburi. Noi trebuie să oprim pe toată lumea. Vreau să opresc pe toată lumea care trece pe aici. Și să văd ce chestii are. Ia, mame, uite, ăștia s-au bușit între ei. Ia, dă-te jos, ia, hai. Că nu-mi place mie mutra ta. Nu uita și voi, băieți, de un like. Ia, hai, dă-te jos. Hai, să vedem. Prietene, ce ai la tine? Opa, ia, cam pare alcoolic ăsta. Așa zice. Că, gen, m-am observat eu. Este peste linită, dar nu e mor de beat. Să vedem ce are la el. O să... a, de asta de alcoolemie îi făcurăm. O scuzați. Trebuie să-i facem de altul de... de droguri. Dacă e drogat sau nu. Oricum, o să, o să meargă cu colegii mei la pușcărie. Iau. Dar nu neapărat la la pușcărie, vreau să zic. Dar nu știu de ce. Bă, la pușcărie. Ba, a murit. Cum ai murit? Nu am murit, am murit ăsta de-l verificam. A, e unul pârlit de dă cu mașina tot înainte. Și... a. Dă toate astea la o parte. Forț. Ăsta pentru că ești nebun o să te arestezi direct. Ești dus cu capul, tată, ce ai? Te dai cu mașina înainte, nu vezi că e o problemă aici? N-ai răbdare. Stai să-i facem... mamă, să vezi ce copyright îmi iau eu, că se aude muzica de la asta din mașină. Știi că poți să-ți iei și partener? Da. Da, de exemplu câine, poți să-ți iei un Rottweiler, ai mai multe chestii. Bă, da, uit mereu, mi-ai făcut iar atât de asta de alcoolomie. Alcoolomie. Alcoolemie. E bine că n-am intrat cu capul într-un camion. O să chem un echipaj să te ia, că ești nebun. Ia și... da, asta ce are, că așa asta era tot nebună. Oh. Uite, vreau să fac un om fericit și o să te las să pleci, fără să te verific. Mamă, ăsta are LED-uri! Ia, 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 stai așa un pic, prietene. Opa, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă aici, măi? Pretinaș. Pretinaș, mă! Ai LED-uri cumva? Sau mi se pare mie? Bă, 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 l-a călcat una cu, unul cu mașina pe polițist! Nu vrei să știi ce e aici la mine? Îmi imaginez. Bă, băgă unul cuțitul în mine și nu văzui! Deci văzui fix când băgă cuțitul în mine. Până atunci nu-l văzui. Că mă uitam la tirul ăla, că una o opri și se dădu jos din mașină și plecă cu un tir. Pa! Nebuni, ia? Yeah. Pa! M-au omorât ăștia, băga mea și picioare ta. I mean, that is some shit. Nebuni, bă! Fai de capul meu. Eu mă dor la unul că e suspect de două crime. Salut! Salut, Alex!
Presupun că acu te-ai trezit. Nu. De ce? Asta nu e mașina de poliție. Mi-a zis că te trezești foarte târziu. Păi asta e mașina mea proprie și personală, nu e mașina de poliție? Da, mă trezesc târziu, dar acum nu m-am trezit atât de târziu. Ok. Să iau mașina asta altă, că văd că asta n-are semafoare. N-are girofoare asta. Asta ești polițist? Da, mă joc un mod pe GTA și filmez acum. Ah, ok. Da, o să opresc. Am găsit pe unul aici și îl inspectăm, îi facem inspecția tehnică aici. Intoxication test. Ok, nu e bad. Să vedem și dacă e drogat. Nu e nici drogat. Maga. Ce vreau vorbesc vă ăștia cu mine. Dacă ești un polițist așa de jigos, îi controlezi pe toți? Nu-i controlez pe toți, dar decât porni, deci decât am apăsat câtrul și gata, am văzut. Bă, dă-o mă încolo de... Ce ai făcut, bă, da? Bă, pe, nu știu pe ce am apăsat. Ci, în loc să apăs pe E, cred că apăsai pe R. Da, am apăsat pe R. Și pe R văd că-i atacă cu cartea de... cardul de credit, nu știu ce e asta. Deci pe R. What the fuck. Ia să-i cerem și-l ăsta de ceva. Tocmai ai omorât prietenul. Uite, și pentru asta lasă plece. Și conducă, că nici nu conducea înainte. De că sunt prea prost. Mă, și tu ce ambuteiaj. Revenim, băieți, când se mai întâmplă ceva. Băieți, deja l-am prins pe ăsta cu viteză, că mergea. O să tragem în fața lui și hai să mergem să discutăm cu el. Să vedem ce ne zice și ne poate spune el nouă. Băi, prietene, prietenaș! Oh, unde te grăbești? De ce se grăbește, mă? Ia, dăm așa. Ia să vedem. Bă, da, mai știi cum... zici și mie cum făceam ăla cu avertismentul. Păi da, nu cred că poți. Trebuie să cauți altceva. A, îți trebuie alt script. Da. Sau let's go și poți să-i dai warning. Cred că aia e. Warning. La let's go. What? Nu merge să-i dau let's go. Trebuie să fie în mașină, presupun, nu? Da. Ia, îl pun să meargă pe jos. Ia, ai, ia-o, că pe jos face piciorul mult. Pe asta nu, asta o lasă, plece. Nu-mi place, mutra ei. Nu-mi place mie mutra ei. Pleacă și tu, ia-o tot pe jos, hai. Că mergi și pe jos face piciorul frumos. Nu cred că un polițist poate să facă asta. Adică? Tocmai el ai furat mașina. Nu ne-am furat mașina. Am dat-o mai așa, că încurca traficul. A. Poți să-i pui... Poți să-i pui să meargă pe jos de pe autostradă? Da, de oriunde. What the fuck? Păi, dar ce a făcut ca să-l pui să meargă pe jos? A mers cu viteză și asta înseamnă că e incompetent, nu știe să meargă. Nu? Cu cât a mers? Cu... 5 km peste limită. Sau nu știu cât exact. Bă, pe bune acum. Tu crezi că îi lasă așa oricum? Țin cam dur. Uite ăsta, de exemplu, are... Uite, ăștia au limita... Ăsta are limita 70 și merge cu 86. Și tu ai mers cu 85. Păi ce treabă are cu când merg eu? Nu știu, nu prea mi se pare.
M-a omorât. Ce te joci, chițonule? E okay. Același lucru. A, GTA? Mhm. Ok, ia, hai, dă-te jos și tu, prietene. Să vedem ce faci. Parcă vezi că dă mare notificare acum că pare a fi beat. Ia, să vreau să-i, vreau să-l percheziționez pe ăsta, nu știu, am eu chef așa să-l percheziționez. Opa! Nu e bine ce faci, măi prietene. Nu mi-a numit. Sunt la Trevor acasă. Eu zic să vorbești cu Trevor. Cheamă de asta să-l ia. Că n-am chef să-l duc. Revenim când se mai întâmplă ceva. Băieți, am prins deja. Știi ce-s asta, s-a oprit mijlocul drumului. Zi-mi tu, Alex, ce aș putea să-i fac lui ăsta dacă s-a oprit mijlocul drumului? Să-i spui să tragă pe dreapta mai bine și să-i dă un avertisment. Păi, asta aș face în realitate, dar în joc ce aș putea să fac eu? Păi, ce mă calcă? Eu aș spune să iei permisul acum că te-ai și călcat. Trage cum se dau amândoi jos. Eu zic stop it și se dau amândoi jos. Bă, eu apăs E și se urcă în mașină. Ai apăsat F. Nu, am apăsat T că mă uitam. Ai taser? Ăla-i taser? Da. Hai, nu te mai fă mort. Bă, ăsta a murit dintr-un taser. Zic că e posibil, depinde de sensibilitate. Pa! Depinde de om. Ăsta se face mort. Bă, nu te fă mă mort. Nu știu dacă se face mort, că văd că nu prea mai se mișcă când îi dai cu taserul iar. Chiar o lasă să ia mașina? Păi dacă e mașina ei? Aia ei, nu e ăluia? Bă, s-a urcat la păi da, păi da și ea se dă du jos tot din mașina asta, nu? Da, dar zic... Păi mașina lor! Păi zic, poate era mașina lui și el a luat-o pe ea ca să... Știi la ce mă refer. Da, dar tu vezi că s-a urcat la sălaltul mașină și eu îi zisei să se urce la șofer? Da, am văzut, la am șofer? Văzut, da. Eu cred că o să-i fure mașina aluia. Mamă, să vezi tu ce copyright o să-mi iau pe videoclipurile ăștia. Revenim când o să mai întâmplă ceva. Ți-am prins-o pe una, nu știu dacă pot să vă mai arăt eu acum. Care are de câteva luni bune permisul expirat. A, driver license, uite, pot să o cer iar. Fiți atent. Deci, de pe 1-5-2021 are asta expirată și o iau ca și ziua de azi, adică, na. Momentul în care ar trebui să aibă, deci după ziua de azi. Și, na, la atâtea luni, cred că, nu știu, nu prea am ce să-i fac în afară de pușcărie. Sau? Să-i fac asta? Să fiu așa de rău? O las fără permis, să o pun să meargă pe jos. Ia uite, nici asta n-are chef, văd. N-ai chef? N-ai chef cumva sau mi se pare mie? Ei, domnișoară. Eu prinsei una cu marihuana și metafentamină de-aia. A făcut cocktail în ea. Ne auzim la următoarea situație, băieți. Băieți, tocmai ce l-am prins pe ăsta care vrea să fugă de mine. Adică eu i-am zis să o ia pe jos și el a zis, mă doare undeva, știi, ceva de genul. Și s-a urcat iar în mașină. Și o să-l arestăm frumos, dacă vrei să faci nebunel de-astea. Și o să chemăm imediat pe cineva să te ia, că eu mai am și alte treburi, nu stau după nasul tău. Așa, o să mergem și la asta cu tirul. Pe care văd că mai avea un pic și-l călca asta cu mașina.
Da, mă rog. Ia, tu ce ai, tată, de merge așa repede? Ia să vedem, ia să-l controlăm un pic. Ce avea la el? Ilegal prescription pills. Asta ar trebui să fie ilegal sau nu? Păi asta e prescription pills. Păi sunt ilegal prescription. Ah, stai că ele sunt ilegale, dar sunt... Da, deci nu, deci nu e bine, nu e, da, da. De ce avea un vibrator? Știu, am mai găsit și eu la mulți chestia asta. E bărbat. Știu, am mai găsit fix la unul cu tirul fix cu același pet ca și ăsta. Eu n-am găsit niciodată. 0, și 3, nici 9. Nu cred că vreau să găsesc. Da. O să-l arestez că are rahaturile alea la el. Mamă, deci cred că o să-mi iau la copyright-uri. Păi? Ce-am făcut? Păi se aude muzica de la ăștia din mașină. Au. Și copyright-ul e numai dacă raportează cineva sau? Ăla care are melodia. O să dea copyright. Adică gen ăla al cui e melodia. De exemplu, tu pui o melodie al lui nu știu care cântăreț. Poți să dai și tu. Poți să dai și tu? Da. Dar trebuie să ai nu știu câte... Trebuie să ai minim 1000 de abonați, să ai canalul monetizat ca să poți să dai. Da. Nu poți să dai așa oricum. Îți dai seama, a arătat toată lumea, a arătat toți copiii Fortnite. Revenim când se mai întâmplă ceva. Băieți, hai că l-am găsit pe ăsta nebun. Care... S-a băgat, regret că n-am apucat să iau pe filmare. S-a băgat urât rău de tot într-o depășire. Este o asta, se pare. Ia dă și mie toate documentele. Vehicle observation. Strong order. Inside vehicle, what? Da, ce s-a întâmplat? Asta momentan e ok. Driver license. Nu și mie driver license-ul. Ok, super. Ia să-i fac un test de ăsta. Ok, a băut un pic, dar nu prea mult. Ok, a consumat marihuana. Mamă, dar se vedea pe privire. Bă, nu mai merge să interacționez cu ea. A, gata. Arest. Ce și îmi zice, vezi acolo? Hands are shaking. Da. Și o să-i luăm pe prietenii noștri să o ridice. Băieți, cam atât cu video-ul ăsta, nu uitați și vedem un like, un share, un subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!